S-a dus. Gata. Bună dimineața, dragi copii! Sunt Bianca și împreună cu Amber vă invităm să creăm împreună un personaj un pic mai aparte. Să-i spunem micul fermier. Avem nevoie de un borcan gol și curat, o bilă de polistiren, o pălărioară miniaturală din paie, o coală de hârtie sau un șervețel, pamblică, fibre artificiale care să imite fânul, bețigașe, culoare natur, pompoane de culoarea pielii, eventual niște ciupercuțe, nasturi care să înlocuiască perfect ochii. Din fetru am aici un puiuț și trei culori acrilice, alb, galben și roșu, pentru a le combina și a obține nuanța pielii și o bucățică de sfoară. Haideți să începem! Trebuie să preparăm o culoare din combinații, folosind mai mult alb, foarte puțin galben. Și mai puțin roșu. Culoarea obținută trebuie să fie foarte apropiată de culoarea pomponilor. Iată. Și cu această culoare vom vopsi capul, care este bila de polistiren, după ce am fixat-o pe capac, și bineînțeles capacul. Se pot aplica la nevoie două straturi pentru o acoperire perfectă. Așa arată acum borcanul meu. Și este timpul să confecționăm părul din aceste fibre artificiale. Este timpul să lipim
acum voi fixa pălărioara. Și voi ține apăsat până se va întări complet. O să-i facem puțin frizura și o să tundem ce este în plus. Iată. Acum vom lucra puțin la față. Îi lipim nasul în mijlocul feței cu ajutorul unui pompon și să ținem apăsat până se întărește. Am nevoie de două găurele. Pentru acest gen de nasturi. Și acum vom lipi nasturii. De asemenea, voi ține câteva secunde apăsat. Îndepărtez puțin părul. Și fixăm și al doilea ochișor. Gata! Iar acum vom desena gurița. Nevoie de un penson subțire și voi folosi roșu curat. Voi face o gură foarte zâmbitoare. În formă de semicerc. Acum voi lega la gât o fondiță, să vedem de cât avem nevoie. Aproximativ cam atât. Haideți acum să atașăm și celelalte accesorii. Să-i punem puiuțul, voi renunța la bulina adezivă, pe care o puteți folosi în alte situații. Și voi aplica adeziv pe o suprafață mai mare, ca să fim siguri că va ține. Și am să lipesc puiuțul
la baza borcanului și împreună cu vreo două ciupercuțe care de asemenea au buline adezive, însă de data aceasta am să renunț la ele. Mai lăsăm mai la urmă, că poate o să avem nevoie să adăugăm în altă parte. Haideți să-l ajutăm pe micul fermier să-i facem o mătură, că așa mi se pare corect să aibă o mătură. Am lipit două bețe și să luăm niște fibră care imită fânul. Facem un ghemotoc, cam așa. Introducem bățul în mijloc, poate n-ar fi rău să punem puțin adeziv, să se prindă mai bine, și cu sfoară vom înfășura în jurul bățului. De câteva ori. Până vom ajunge puțin mai sus. Și acum putem lega. Facem nod dublu. Vom securiza puțin cu adeziv. Iar capetele le vom tăia. Și e gata mătura. Acum o să atașăm micului nostru fermier mătura ca să se apuce de treabă. Și vom face o lipitură cam așa. Ținem puțin apăsat. Așteptăm să se întărească. Să adăugăm acum mânuțele și să vedem unde ar fi cel mai potrivit. Cred că așa.
da? În cealaltă parte, mai sus. Trebuie să țină mătura cu ceva, nu? Ok. Putem pune și încă o ciupercuță în partea asta altă, dacă dorim. Iar pălărioara o puteți înfrumuseța cu ce doriți voi, cu floricele, fie ele din hârtie sau artificiale, sau din fetru, sau cu nasturei. Mie, de exemplu, mi-ar place să înfrumusețez cu nasturi. Arată mai interesant. Punem și nasturi mai mici și mai mari. E mai simpatic așa. Poate că verde. Ok. Și deja arată foarte drăguț. Mai mult adeziv pentru că e mare nasturile. Așa. Și încă unul aici, mai mititel. Personajul meu este gata, i-am lipit și năsturei pe pălărioară. L-am botezat Mihăiță și toate materialele cu care am creat astăzi sunt de la magazinul Casa Retro. Vă invit să creați și voi un personaj care vreți voi. Folosiți-vă imaginația, poate fi un animăluț, un cățel, o pisicuță, orice fel de personaj, pornind ca bază de la un borcan și o bilă de polistiren. Dacă le fotografiați și îmi trimiteți fotografii pe adresa mea de e-mail, aveți șansa să fiți premiați cu produse de la Casa Retro. Vă las în descrierea filmului toate detaliile legate de acest subiect. Haideți să creați și voi ceva frumos! Cu bine până la următorul tutorial!